Bună dimineața, stimați cetățeni, așa cum am promis, cum am anunțat cu vreo două zile în urmă, noi vreau să fac un live astăzi dimineață, tot nu este o experiență tipică, este cam a doua oară, dacă nu greșesc, în viața mea când fac acest lucru, așa că nu până la capăt cunosc formatul. Dar ce aș vrea să încep astăzi este că astăzi este sărbătoarea profesională a energeticienilor, deci este ziua energeticianului. Și cu această ocazie vreau să felicit toți oamenii care lucrează în sectorul energetic, pentru că de voi, de munca voastră, de calitatea prestației voastre, de profesionalismul vostru, depinde în primul rând securitatea și confortul cetățenilor noștri cum se simt ei și inclusiv toți cei care mai critică pentru a critica inclusiv în public au nevoie și de energie electrică și de căldură acasă și tot așa. Deci noi trebuie să ne facem lucru indiferent de circumstanțe și vreau să felicit toată lumea pentru că în ultima perioadă s-a făcut un lucru enorm și într-adevăr am reușit foarte multe. Eu vreau să vă urez să aveți căldură nu doar în, în casele dumneavoastră, să aveți căldură în sufletele și în relațiile cu cei apropiați, să privim în viitor cu mai multă încredere și mai multă speranță și mai, mai multă încredere, pentru că acum suntem într -o, într -o, la un început de cale în care putem să... Demonstrăm că sectorul energetic nu este un sector în care sunt probleme. Sectorul energetic este un sector din care vin o mulțime de soluții și noutăți pozitive, inclusiv pentru toți cetățenii noștri. Vreau să vă mândriți cu faptul că munciți în sectorul energetic și vreau ca mai multă lume talentată, mai mulți tineri să vrea să vină în sectorul energetic, să rămână în sectorul energetic, să manifeste în sectorul energetic aici, în Republica Moldova, fără a-și căuta priminiri în peste hotare. Asta mi-o doresc mie, mi-o doresc nouă ca și țară. Repet, vă felicit și la mai mult și la mai mare. Acum aș vrea, pe scurt, să trec în revistă unde suntem, de unde am pornit în acest an, unde am ajuns, cine așteaptă în timpul imediat următor și care sunt întrebările principale care le-am primit între timp, să răspund la ele. Dacă este să vorbim despre de unde am pornit și unde am ajuns, Așa cum am menționat -o așa anterior, noi suntem, am trecut de cea mai grea perioadă, am trecut de valul de criză, am trecut de valul de, de prețuri cele mai, înalt, cele mai înalte. Acum suntem pe trend pozitiv, pe trend unde prețurile scad, revin la normalitate treptat, iar viața oamenilor va fi mai confortabilă, viața oamenilor va fi mai ușoară. Uh, nu avem careva constrângeri sau riscuri legate de securitate, cu toate că -au fost, au fost lansate tot fel de sperietori din 2021, 2022, că să înghețăm, că nu știu ce, uh, vedeți toți, energie este, căldură este, gaze sunt, nu există o problemă uh, cu securitatea alimentării. Uh, da, a fost uh, o problemă mare legată de prețuri, uh, pentru că prețurile au crescut și la nivel regional, și la noi sau mai, spunem, accentuat aceste creșteri datorită faptului că am avut o perioadă în care tarifele nu au fost la timp ajustate, nu au fost ajustate la costuri în anii 2021-2022 și de asta în iarna trecută pe lângă prețurile care au fost prețuri record la nivel regional, am mai avut de recuperat și niște diviri tarifare, și asta într-adevăr a făcut viața oamenilor și, spunem, prețurile din iarna trecută, cele mai înalte prețuri care probabil că au existat și în timp apropiat nu se mai așteaptă în Republica Moldova. Unde suntem astăzi? În primul rând, noi ne-am pregătit de această iarnă. Noi avem rezerve de gaze pentru practic toată iarna. Aceste rezervi au fost achiziționate gazele în perioada de vară la prețuri bune, dar au fost și gaze care au rămas din anul trecut Care au avut un preț mai înalt și din cauza asta prețul acum nu putem să ne-l permitem să ne dăm repede jos, dar, așa cum am spus, și piețele internaționale continuă să meargă în jos și eu cred că în anul care vine, nu promit că e din ianuarie sau din februarie, dar în anul care vine, tendința de, de prețuri va merge în jos, deci inclusiv tarifele ulterior vor merge în jos. Eu vreau să reiterez că noi deja în iarna asta intrăm cu tarife circa 40% mai joase la gaze naturale, cu circa 20% mai joase la energie termică, atât la Bălți cât și la Chișinău, cu tarife de circa 30%, 30 ceva la sută mai joase la energie electrică. Deci toate prețurile, comparativ cu anul trecut, au mers în jos și au mers în jos semnificativ. Respectiv, această iarnă va fi mai ușoară, cu mult mai ușoară decât iarna precedentă. Dincolo de faptul că am făcut rezerve, avem stocuri și avem asigurată și securitatea, și un preț care nu are cum să meargă în sus, va merge doar în jos. Dincolo de asta. Mai avem și uh, păstrate compensațiile. Deci, compensațiile, Guvernul a păstrat sistemul de compensații pentru consumatorii vulnerabili, uh, din câte cunoașteți, și la gaze naturale, și la energie electrică, inclusiv în acest mecanism au fost incluse compensațiile pentru <coughs> cei care le primeau pentru combustibil solid, pentru lemne, pentru cărbune. Deci, guvernul continuă să aibă grijă de consumatorii noștri vulnerabili, anume din cauza faptului că, unul, au creat, am creat un mecanism flexibil care va fi utilizat și în viitor și doi prețurile totuși mai rămân încă relativ înalte și noi vrem să ca cei care cu adevărat suferă care cu adevărat nu și pot permite aceste facturi să beneficieze de sprijinul guvernului și să cumva să le ușurăm trecerea de această iarnă. În rest despre despre această iarnă cred că nu vă, nu vă mai povestesc multe lucruri. Voi trece în revistă doar unele elemente din, spunem așa, realizările care le-am avut anul ăsta și ce, de fapt, preconizăm pe anii care vin. Foarte mult s-a vorbit până acum despre prețuri la energie. Toată lumea a fost bulversată de situația care s-a întâmplat pe piețele internaționale și care ne-a afectat și pe noi. Dar eu vreau să atrag atenția la un lucru despre care s-a vorbit și la mai cu seamă la care s-a lucrat și s-a făcut cu mult mai puțin, și anume vorbesc despre eficiență energetică. Noi, oricât nu ar fi costurile de energie la nivel mondial, noi avem o situație tristă în care facturile noastre sunt mari nu din cauza faptului sau nu atât sau nu numai din cauza prețurilor de pe piețele internaționale, cât din cauza faptului că noi irosim foarte multă energie. Repet, în Republica Moldova noi peste 50% din toată energia pe care o consumăm ca țară este energie pe care o consumăm pentru întreținerea clădirilor. Iar peste 50, deci, în mediu pentru a întreține un metru pătrat de clădiri, noi, în Republica Moldova, cheltuim cam de două ori mai multă energie decât țările Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că dacă am fi adus clădirile noastre la performanța energetică medie actuală a Uniunii Europene, noi deja am fi putut să reducem facturile de două ori cu prețurile actuale la energie. De asta. Uh, în loc să facem populism tarifar, în loc să povestim despre, nu știu, gazul de 10 lei, asta a fost o întrebare și o să mă refer la asta uh, ulterior, și despre tot felul de Spunem, fantasmagorii, trebuie să ne focusăm pentru a reduce facturile datorită reducerii consumului, pentru a îmbunătăți performanța energetică, eficiența utilizării energiei. Iar în acest sens, guvernul, iată chiar acum, se muncește de mult, dar de-abia ieri, la ședință de guvern, s-a aprobat crearea Centrului Național de Energie Durabilă. Asta este o re, o a doua viață pentru fosta agenției de eficiență energetică, care dintr-o instituție care se ocupa mai mult de informare, de analiză, de nu spunem, uh, uh, lucruri de audite energetice, deci se ocupa de lucruri uh, nu, nu de finanțare, acum devine practic instrument financiar. Noi vrem să consolidăm capacitatea acestei instituții și anul care vine deja să lansăm primele programe de finanțare, la nivel național, în primul rând pentru consumatori rezidențiali, dar și un spunem, un produs de finanțare pentru clădiri publice. Ce presupune asta? În anul care vine, noi deja am fost selectați în bază de concurs, parcursul anului acesta ne-am pregătit. Dacă nu greșesc eu, 25 de asociații de locatari, e vorba de circa 30 de blocuri în diferite părți, nu, nu sunt doar din chișinău care ar putea beneficia, care vor beneficia anul viitor de sprijin pentru lucrări de trecere la sistem orizontal de distribuție a căldurii în bloc, izolarea termică a blocului și lucrările necesare minime pentru a reduce consumul în acest bloc. Guvernul va veni cu o subvenție. Încă nu este determinată complet suma subvenției, dar procentul subvenției va fi probabil că la prima etapă chiar mai mare de 50%. Ulterior, noi treptat, treptat, după ce lansăm acest proces, după ce vedem că, spunem așa, există cereri pentru asemenea schimbări și din partea gestionarilor fondului locativ și din partea cetățenilor. Treptat, treptat, noi produsele este le vom standardiza. La moment vom începe cu, cu rată sau cu, da, cu o subvenție chiar mai mare de 50% pentru ca să demonstrăm în anul viitor cu cât putem noi reduce facturile la apartamente după realizarea acestor măsuri, chiar dacă prețurile nu se schimbă, cu cât scad consumul. La fel, tot anul viitor vrem să pilotăm acest mecanism ceva similar cu ceea ce se întâmplă în România Casa Verde, pentru case individuale. La fel, prin acest Centru Național de Energie Durabilă CNED, se realizează acum proiectul pilot cu vouchere energetice pentru program de gen Rabla, pentru echipamente vechi, energofage din gospodăria casnică și schimbarea acestor electrocasnice pe unele mai performante energetic, care să permită reducerea consumului pe termen lung la gospodăriile vulnerabile. Vom analiza rezultatele acestui proiect pilot care este implementat cu sprijinul PNUD și după asta vom veni cu un program la nivel național, inclusiv care vrem să-l implementăm prin același CNED, Centrul Național de Energie Durabilă. Așa că în, anul care, în anii care vin, ne vom focusa... Imens pe această dimensiune de eficiență energetică, de reducerea facturilor din contul reducerii sau eficientizării consumului, dar nu uh, populism uh, despre uh, cât costă un metru cub de gaze. Uh, Haideți să vorbim despre facturi, nu despre un metru cub. Și la, la acest capitol uh, erau două întrebări, de fapt, care uh, au sunat între timp sau care le-am primit pe Facebook, pe care, la care trebuie să răspund. Deci, prima întrebare ținea de gazul de 10 lei și NordGaz. Gaz. Vreau doar să trec în revistă foarte scurt. Eu din start am spus că nu cred că există vreo intenție de a livra, exista vreo intenție de a livra, reală de a livra gaze. Eu cred că mai curând s-au făcut știri s-a făcut știri în ajun de campanie electorală, imediat post electoral și toată miza era că hai și-o am arăta cât e de rău guvernul că vă dă gaz scump, dar noi vă promitem gaz ieftin. Diferența este că gazul care este cu 18 lei sau cât el este, gazul care l-am cumpărat prin EnergoCom, el este și el este livrat și el este la consumatori și consumatorii pot și asigure nivelul de confort termic, iar acel care povestea șor în aprilie cu 12 lei, în octombrie cu uh, 10 lei, în decembrie deja cu 37 de dolari, el rămâne numai în promisiuni, el rămâne numai în, în uh, spațiu informațional, cu dânsul nu te încălzești. Uh, și deocamdată există un singur consumator care a trecut la NordGaz, asta e directorul NordGaz, din informația pe care o am de la Moldova Gaz, acum la dâns se întâmplă un lucru nenormal, pentru că deși el a trecut la Nord Gaz și teoretic Moldova Gaz nu îi furnizează gaz, el gaze, din, gaze în Republica Moldova nu a importat. Și din cât înțelegem noi, pe piața internă, gaze tot nu a procurat. Adică, cu alte cuvinte, acest consumator nu face altceva decât ia gaze din sistem și nu are o, nu există o claritate de unde luat. Deci consumatorul, în cazul dat, este consumator protejat, dar compania Nordgaz fie va trebui să demonstreze că chiar poate importa gaz și aduce gaz, fie vor fi luate măsurile de rigoare, Agenția Națională de Reglementare Energetică cunoaște ce are de făcut, din păcate, ceea ce vedem noi până acum este că ei fac exact ceea ce au făcut în sistemul bancar. Deci ei încearcă să speculeze pe încrederea oamenilor. Ei au pornit un proces, au colectat, ei spun că mii de cereri de la cetățeni, la Moldova Gaz au depus numai una în noiembrie-decembrie și acum în ultimele zile am înțeles că au mai venit încă vreo 20 ceva de cereri. Păi, haideți să vedem cum evoluează lucrurile, din câte vedem noi, deocamdată ei gaz nu importă, nu furnizează, pur și simplu eu din perna de gaze din sistem. Asta nu este activitatea de furnizare de gaze și asta nu este ceea ce ei au promis, asta este pur și simplu o încercare de... dacă ei cred că i au găsit o, spunem așa, o lacună în legislație pe care ei vor să o exploateze, dacă ați vedeți la dâns și inclusiv persoana care se ocupă de furnizarea gazelor acest director, el doar nu e din sistemul de energetic, el e jurist, el e avocat și eu din câte înțeleg eu strategia lor, logica lor este că să găsească lacunile din legislație și cumva să le exploateze. Dacă vor să joace în jocuri de noroc cu statul, poftim, dar vă spun din start, noi știm să ne facem meserie. inclusiv dacă vor fi identificate careva lacune în legislație, ele vor fi corectate și ori vă apucați real de furnizat gaze, ori pot fi consecințele care trebuie să le asumați legate de neexecutarea prevederilor și neonorarea obligațiilor pe care vă le-ați asumat ca furnizor. Respectiv, da, pe NordGaz probabil că asta ar fi principalul uh, element, uh, a, da, uh, uh, eu spus doar că ei pe noi ne ajută să implementăm pachetul 3, uh, o dat un comunicat de presă, eu am spus că noi, companiile care chiar lucrează pe piața liberă, ele de mult lucrează, ele nu ne ajută, ei pe noi nu ne ajutăm, noi pe DNG, ei pur și simplu lucrează, noi facem legislație, ei lucrează. Dar dacă din Nord Gaza, păi, ei într-adevăr probabil că ne ajută să implementăm pachetul 3, a fix așa cum ajută un hoț banca să-și seteze sistemul de securitate. Adică ei încearcă să găsească lacunele, noi le corectăm, dacă în sensul ăsta ei vor să ne ajute, ok. Noi acceptăm acest ajutor. Cam asta este singurul lucru de ce îmi fac grijă asta e să nu pătimească consumatori mulți, pentru că inclusiv consumatorii care vor ieși în piață liberă și după asta nu vor avea deci compania cu care au semnat contractul nu le va putea furniza gază, din păcate ei vor trebui să plătească, vor reveni înapoi la furnizorul deci, de ultimă opțiune, dar la un tarif mai mare și de asta nu vreau să fie, spunem, Aș vrea să nu fie mulți oameni care suferă, aș vrea ca acești oameni care au avut încredere în, 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 în ei, în, echipa ușor să nu pătimească. Dar, până la urmă, e alegerea fiecăruia. Acum, a doua întrebare majoră care au venit ținea de metodologia de repartizare a căldurii în blocuri. Acea metodologie pe care, la, în baza căreia cei care sunt debranșați de la sistemul centralizat primesc facturi pentru energie termică consumată în bloc. Nu, aici, la fel, eu vreau să încep mai întâi cu o chestie generală, dar după asta, având în vedere că acolo pe Facebook s-au început niște dialoguri și oamenii povestesc că i-au învățat ghini fizică la școală, să fac, facem și o mică incursiune în fizică. Deci, ce este această metodologie în esență? Trebuie să înțelegem că pentru termoelectrică sau pentru cet nord, pentru cei care furnizează agentul termic, această metodologie nu schimbă absolut nimic. Pentru că e scopul lor, deci și obligația lor, responsabilitatea lor, atâta timp cât nu există contracte individuale cu fiecare apartament, nu există distribuție orizontală și posibilitatea de a deconecta consumatorul individual, obligația lor este să livreze un anumit volum de căldură până la bloc. Și la bloc, este contor. Și acest contor, energia termică care a intrat în bloc, în baza contorului, trebuie cumva plătită de cei care trăiesc în bloc. Deci, această metodologie nu face altceva decât să dea o formulă în ce mod această căldură urmează a fi repartizată între locuitorii blocului. Ea nu face, nu crește veniturile la termoelectrică, ea nu crește veniturile la CET Nord. Ea este o metodologie care repartizează, doar repartizează în cadrul blocului căldura de la unul la altul. Acum, care au fost modificările esențiale și ce am făcut noi cu această metodologie și care este logica acestei metodologii? Uh, logica acestei metodologii constă în faptul că 1. majoritatea blocurilor, dacă nu toate blocurile, au uh, locuri de us comun, deci țevi trec fie prin subsol, fie prin uh, etaj tehnic cine are, fie prin locurile de us comun și asta e locurile deci asta e Consum la locuri de us comun. Și, doi, există țevi care trec prin apartamentele oamenilor, și prin care, într-adevăr, o parte din căldură este lăsată, deci rămâne în apartamentele acestor oameni pe unde trec aceste țevi. Respectiv, această metodologie încearcă să facă o estimare cât din volumul de total de căldură care a ajuns la bloc trebuie să-l acopere toți consumatorii, chiar dacă el nu are nu, este, nu are calorifere de la, spunem, prin care se încălzește de la sistemul centralizat. Chiar dacă caloriferele la dânsul sunt conectate la centrală termică și murală, deci la, cum se numește la noi, cazan pe gaz. Asta face metodologia. Acum, noi putem să fim de acord cu modul de repartizare, noi putem să nu fim de acord cu modul de repartizare, dar trebuie să înțelegem că este repartizarea unui volum măsurat de energie care a ajuns la bloc între cei care trăiesc în bloc. Și aici apare următoarea etapă foarte importantă. În bază la ce să fac aceste repartizări. Formula este formulă. Noi am încercat formulele respective să le facem cât mai aproape de fizica procesului real în bloc. Dar și principalele întrebări care apăreau anterior inclusiv țineau de faptul că realitatea rețelelor în bloc nu era, nu este așa cum o calculează cei care emit facturi. Din cauza asta, primul lucru care noi l-am făcut la această metodologie, noi am solicitat expres ca a, a, informația cu privire la ce țevi sunt în bloc, pe unde ele trec, ce diametri sunt, a, etc., etc. Maximum aceste informații să fie validate cu gestionarii fondului locativ. Deci, Formulele sunt matematice, sunt fizice, acum parametrii pe care îi punem noi în formulă, nu poate să știe mai bine termoelectrica sau CET Nordul, ce se întâmplă la dumneavoastră în bloc, decât gestionarul fondului locativ. Și de asta, rolul gestionarului fondului locativ este extrem de mare. Până acum, ei erau foarte pasivi și o bună parte din erori și o bună parte din spunem așa, dezechilibri sau cazuri, cazuri ieșite din comun legate de aceste facturare acestor repartizarea acestei călduri în baza metodologiei, nu țineau de formulă, țineau de faptul că informația despre rețeaua din bloc era eronată. Acum, gestionarii fondului locativ, în mod normal, trebuie să se implice, ei pot să se implice, ei pot să dea informații la termoelectrică, la CETNOR și inclusiv în baza informației parvenite pot fi recalculate și facturi. Unicul lucru trebuie să înțelegeți că recalcularea facturilor înseamnă că cuiva o să-i vină mai puțin, al cuiva să-i vină mai mult. Pentru că asta, repet, e până la urmă repartizarea unui volum total în același bloc. Pot fi făcute corecții și pe parcursul sezonului din încălzării, doar că trebuie să implice gestionarul blocului locativ. Dacă gestionarul blocului locativ nu se implică, dacă este pasiv, dacă informații nu oferă, există riscul că vor fi erori și în continuare. Dincolo de asta, tot pentru a spunem, face o mai bună, spunem, a crea o mai bună repartizare, metodologia pe care am aprobat-o anul, anul, ăsta pardon, oferă posibilitatea gestionarului fondului locativ asociațiilor de locatari să stabilească propriile lor principii, formule și uh, abordări în repartizarea acestei călduri. Repet, pentru termoelectrica și în nu contează cum o să fie repartizată căldura asta în bloc. Dacă voi considerați că există o metodă mai justă, mai corectă, mai adecvată și formulele pe care le avem în metodologie nu sunt bune, Decideți voi la nivel de bloc cum trebuie să fie. Decideți, semnați și chestia asta va fi luată la executare de către uh, termoelectrica sau cetnor, nord atunci când se va face facturare. Și al treilea element important care s-a luat în considerare uh, uh, este, ține de uh, care e legătura între consumul de energie termică și repartizarea energiei termice cu celelalte consumuri pe care le analizează termoelectrica și CET Nord, care țin de energie electrică, cât a fost în apartament consumată energie electrică sau cât a fost consumat gaz natural. Legătura este directă și ea anumit ține de fizic. Pentru că dacă într-un apartament nu se consumă gaz, nu se consumă energie electrică, asta înseamnă că, practic, singura sursă de încălzire pentru acest apartament, sunt aceste țevi care trec uh, prin apartament. Respectiv, diferența de temperatură, dintre temperatura din casa asta, din apartamentul ăsta, și temperatura țevii, care, de fapt, definește cât căldură rămâne în acest apartament, uh, este mai mare. De asta, termoelectrica, apropo, asta a fost tot la propunerea și a... Uh, Societăți civili. Noi, când am, când am făcut modificări la această metodologie, propunerile astea au venit de la diferite asociații, de la diferiți oameni care se ocupă de această. Au vrut să contribui la o mai bună metodologie. Și, da, să ia în considerare că dacă în apartament este un consum minim de gaze, dacă este un consum de sau de energie electrică, pentru că poți să te încălzești ori cu gaz, poți să te încălzești cu energie electrică, atunci se prezumă că acest apartament se încălzește cu alte surse și de asta lui se repartizează mai puțin energie termică. Dacă dumneavoastră nu aveți consum de gaze, nu aveți consum de energie electrică, înseamnă că dumneavoastră mai mult consumați de la țevele care trec prin apartamentul dumneavoastră. Și asta este luat în calcul în formulele care s-au dat în această metodologie. Un alt element care ține de fizică, care tot trebuie să înțelegem, este că lumea, când a primit facturile pe luna noiembrie, s-a -a agitat că uite cum așa, în luna noiembrie ne-am încălzit doar câteva, doar două săptămâni, că s-a început târziu sezonul de încălzire, ne-am încălzit doar două săptămâni, facturile pentru locurile de us comun sunt enorme, sunt foarte mari. Asta tot e fizic, oameni buni. Întotdeauna, la începutul sezonului de încălzire. asta e fix același lucru care se întâmplă într-un apartament care ai centrală termică murală. Deci ai, cum spune la noi, cazan pe gaz. Atunci când pornești căldura prima dată an, uitați-vă pe contor și se întâmplă. Deci primele, prima zi, primele câteva zile până să încălzește sistemul, prima zi, de pildă, în funcție de temperatura care o dați și de debitele pe care le setați. Uh, sistemul, tot sistemul se încălzește. Și voi încă căldură nu sunt dar gaz se consumă. Pentru că se încălzește tot sistemul inter. Fix așa e sistemul din bloc. Deci nu este corect de extrapolat că dacă eu în luna noiembrie ne-au venit 800 de lei pe două săptămâni, apă înseamnă că în decembrie să-mi vină 2000 de lei pe luna întreagă din cauza of, doamne ferește, uh, metodologiei greșită stați liniștiți, deci lanț